Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre un eveniment care s-a desfășurat duminică în cadrul Președinției Republicii Moldova. Vorbim despre bilanțul anului lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Salut prezența în studio a doamnei Cristina Buga, consilier al președintelui pentru relațiile cu diaspora. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v Și a domnului Victor Stepaniuc, decanul Facultății de Relații Internaționale IRIM. Bună seara, bine ați venit domnule Stepaniuc! Bună seara! Doamna Buga, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba. Iată, suntem practic la finalul anului Ștefan cel Mare. A existat sau s-a desfășurat și o manifestare, ziceam ceva mai devreme, în cadrul președinției în linii mari, obiectivele pe care și le-a propus instituția prezidențială au fost atinse? Deci, vreau să constat cu plăcere că, într-adevăr, da. în obiectivele au fost atinse, fiindcă am observat o mobilizare, atât pe plan intern în Republica Moldova, cât și peste hotarea, cetățenilor noștri aflați peste hotarele țării, în celebrarea anului Ștefan cel Mare și Sfânt. Da. Domnul Stepaniuc. Nu doar societatea civilă, ci și clasa politică ci și mediul academic a fost implicat activ în desfășurarea mai multor acțiuni ce țin, de fapt, de elogierea marului nostru domnitor. Aveți chiar și pe masă o cărțulie pe care, împreună cu alte personalități, ați reușit ca să o editați în acest an. Haideți, vă rog, să ne spuneți mai larg despre necesitatea cercetării pe care ați efectuat-o și despre însemnătatea desemnării în condițiile social-politice. A Republicii Moldova unui asemenea an precum este Ștefan cel Mare. Vă rog. În primul rând, trebuie să fim de acord că comemorarea domnitorului nostru Ștefan cel Mare, ultima dată a avut loc în 2004. Fiindcă în 2004 au fost mai multe activități. Atunci s-au împlinit 500 de ani de la plecarea în neființa Domnitorului și în țară s-au organizat mai multe activități, au fost anumite publicații, au apărut un, un film și a trebuit să treacă 14 ani ca noi să ne aducem aminte că avem o mare personalitate istorică, avem o personalitate, un om legendă pentru poporul nostru, un om care de fapt ne-a păstrat și ne-a dat viitor poporului nostru, moldovenilor, fiindcă moldovenii astăzi sunt și își poartă onoarea ca națiune, ca neam, ca popor vechi, anume datorită domnitorului Ștefan cel Mare. Fiindcă dacă, să spunem așa, am avut o țară mare, apărut în 660 de ani în urmă, câțiva domnitori, și în primul rând Ștefan, ei ne-au adus, ne-au păstrat în istorie, se vede foarte concret Moldova mare în granițele de la Marea Neagră la Carpați, la Colomâia da, la Nistru o țară mare care de fapt era de trei ori la, la suprafață mai mare decât cum a reușit domnitorul despre care noi cunoaștem da? 38 de răzbaie circa 42 de mănăstiri, 20 de cetăți, în condiții foarte complicate, mai ales din punct de vedere geopolitic, militar, cum a reușit domnitorul să crească țara, da. prosperarea, să crească social-economic, să construiască drumuri, să avem orașe, să construiască cetăți și să păstreze, de fapt, bunăstarea a poporului. Dar hai să cădem de acord că cele mai multe balade despre uh, moldovene, despre țara Moldovei, sunt anume legate cu Ștefan cel Mare. Deci sunt uh, aproximativ 600 de balade, uh, povestioare vechi, da, care poporul le povestește despre Ștefan. Nu despre altcineva, dar în primul rând despre Ștefan. Și Ștefan merită să fie comemorat. Despre Ștefan trebuie să ne aducem aminte și la, de la, în zilele bune și în zilele grele. Să recunoaștem că trăim timpuri destul de complicate pentru țara noastră, pentru poporul nostru. Și dacă președintele a venit cu ideea acestui decret, trebuie să spunem că, de fapt, ideea vine din popor. Noi merită la această etapă istorică foarte complicată pentru noi, să ne mobilizăm ca națiune. Să luăm faptele cele interesante care le reprezintă istoria și să mergem mai departe. Dar nu doar să mergem mai departe, dar să restabilim țara, în primul rând, social, economic, să nu ne fie rușine de numele țării, să nu ne fie rușine de istoria națională, hai să recunoaștem că nu avem astăzi pe băncele studenților. și elevilor un bun manual de istorie a Moldovei. El nu există pur și simplu, deși avem istorie veche. Dar dacă să ne referim la această lucrare, am lucrat trei autori, am lucrat mai multe luni de zile, desigur este vorba în primul rând de domnul profesor Alexandru Roman, care este un specialist în istoria Moldovei, în istoria administrației publice, el are circa 300 de lucrări. Și în felul acesta și domnul Laurențiu Lavre, care este doctor în istorie, este colaborator a Academiei Militare, care cunoaște de fapt istoria armatei noastre naționale încă atunci de la formare din secolul XIV. În felul acesta a fost scris o lucrare din 10 capitole. E o lucrare unicală din cauza că în cadrul Republicii Moldova, pe parcurs de 27 de ani, doar profesorul Vasile Stati a scris o lucrare despre Ștefan cel Mare. Domnealui a elucidat anumite uh, direcții în activitatea domnitorului. În cazul de față, noi în aceste 10 capitole am căutat să vorbim și despre aspectul administrației publice, și despre Ștefan gospodarul, Ștefan conducătorul de țară, Ștefan reformatorul reformator. Ștefan modernizator. Ștefan a venit cu mai multe idei de, deci ce de reformare a țării care nu a existat până la dâns, fiindcă el a putut să culeagă lucrurile frumoase și interesante care se făceau atunci și în Polonia, și în Ungaria, și în țara Moscoviei, cum spune Moscova, da? și în alte state. Ștefan Diplomatul, Hai să recunoaștem că. Cred că vom reveni la acest aspect cu, da. cu diplomație. Doamna Boga. eu vreau să vă întreb, simplu, cât de activă a fost diaspora? Iată, domnul Stepaniu Stepaniuc a trecut în revistă și încerca să ne spună cât de bine a fost salutată această intenție, pentru că până la urmă sunt de acord cu domnia sa, vine tocmai de, de la fiecare dintre noi cetățean. Ce s-a întâmplat în diaspora? Deci, dacă îmi permiteți să încep cu începutul, da. când am lansat Anul Ștefan cel Mare și Sfânt, am expediat un, o scrisoare către, toți, către toate asociațiile noastre da. din diasporă, i-am îndemnat să participe la acest concurs, le-am le propus și diferite activități pe care ar putea ei să le organizeze în Anul Ștefan cel Mare și Sfânt șezători, să monteze piese de teatru, să organizeze jocuri intelectuale, etc. Și m-am mirat, eu le-am propus de fapt cinci activități și m-am mirat uh, cât de inovativi sunt ei și cât... Uh, flexibilitate. Flexibilitate, exact. De ce ceea ce a depășit așteptările mele într-un fel. Astfel i-au organizat și uh, e, uh, campionate internaționale de fotbal la care au participat mai multe universități și au fost și tineri din de pe trei continente diferite. Deci erau și copii din Africa care au jucat în cadrul unui campionat de fotbal cu Ștefan cel Mare și au primit medalii cu chipul marelui nostru domnitor. Tot în cadrul acestui eveniment i-au aflat mai multe despre cine este acest domnitor al Moldovei. Au fost organizate și șezători și festivaluri internaționale de dansuri populare concursuri de creație literare dar și uh, jocuri intelectuale precum au organizat tinerii de la Moscova tinerii moldoveni de la Moscova unde au participat tineri din opt universități cele mai prestigioase din Republica Moldova de altfel mi s-a povestit că atât entuziasmul creat acest joc tinerii alergau în birou la a fost așa un caz când un tânăr a intrat în birou la domnul ambasador și a spus domnul ambasador ghiciți această întrebare ați știut că pe timpul lui Ștefan cel Mare deci vreau să spun că a fost o mobilizare foarte activă, foarte frumoasă, dar și mult entuziasm în cadrul anului ăsta, ceea ce uh, probabil că din perspectiva mea au depășit uh, așteptările noastre. Atunci când vorbim iată de această receptivitate de care vorbiți dumneavoastră, care diaspora au fost cele mai active. Uh, deci aici uh, au fost numeroase acțiuni care au fost făcute în Federația Rusă, în uh, Belarusia, aici uh, de altfel deasupra noastră din Belarus a câștigat concursul de creație literară printr-o poezie foarte frumoasă despre Ștefan cel Mare. Tinerii moldoveni de la Cernăuț, Ucraina, s-au mobilizat foarte mult. Au fost inițiative și în Italia și în Franța, dar nu au fost dedicate anumii anului Ștefan cel Mare. Evenimente legate de cultura moldovenească. Deci am clasat evenimentele să Ștefan cel Mare mai multe au fost, într-adevăr, pentru Ștefan cel Mare în Rusia, Ucraina, Belarusia. Ceilalți mi-au spus, mă țin la curent de evenimentele pe care le-au le făcut, dar sub o cupolă generală, cultura, limba Republicii Moldova. Da. Domnule Stepanic, eu vreau să revin la ceea ce spuneați dumneavoastră. Ștefan cel Mare, diplomatul, strategul, cred că ar fi termenul cel mai corect. Și în același context vreau să vă întreb. Ștefan cel Mare, din câte spune și doamna Buga și sunt și afirmațiile cercetătorilor, este cunoscut în, în întreaga zonă a acestui spațiu în care suntem noi plasați. Datorită cărui fenomen? Cum a intrat Ștefan cel Mare în istorie? Ștefan, în primul rând, a intrat în istorie cu faptele sale. Da? El a preluat atunci, la 1457, o țară slăbită, o țară care avea mai multe confruntări, în primul rând, între grupările băiurești și el a putut statul să-l centralizeze. Da, noi spunem că în anumite cazuri Ștefan a fost o personalitate destul de crudă, dar de fiecare dată a făcut-o în, interesul patriei, adică în interesul general al cetățenilor. Țara trebuia consolidată și acele grupări boierești care unii trăgeau la turci, alții trăgeau la polonezi, alții țineau cu ungurii, Alții cu alte spații, de fapt erau da. 4-5 grupări și el desigur din primii ani, la, de la 57, din primii ani de domnii, la 1457-58-59, în trăiești primii doi ani, el l a pus foarte clar în fața sfatului boieresc, în fața părcălabilor, noi trebuie să ridicăm Moldova, noi trebuie să facem Moldova o țară nu mai slabă decât Polonia, pentru că era primieștea din partea Poloniei, din partea Ungariei, pe urmă a venit din partea Imperiului Otoman. Și mobilizarea aceasta s-a întâmplat în primul rând cu atitudinea însă și a domnitorului. Domnitorul a fost exemplu. Domnitorul nu a știut de, de, pace și de liniște, el nu a știut de sărbători, dar el se, era un om credincios, dar vreau să spun că muncea și sâmbăta și duminica, nu era nicio problemă ca să se îmbrace în straie țărănești și să plece la târg, de exemplu, de la Botoșani sau de la Lăpușna. Și aici el întreba oamenii, dar ce vă face pe calabul? Dar cine nu vă ascultă? Dar cine vă pradă? Adică, de fapt, cine e corupt? Și după aceea erau pedepsiți referitor la armată. El a luat o armată de 10-12 mii de ușteni, așa numită armată mică, antrenată, care era plătită din banii statului, dar în câțiva ani de zile el a creat oastea mare, dar oastea mare erau oastea țărănească, de fapt erau țăranii din toate ținăturile Moldovei. Și părcalabii, adică un fel de conducători de regiuni, ei purtau responsabilitatea pentru exercițiile de fapt, oștenii aceștia țăranii tineri erau luați pe două săptămâni de zile la exerciții militare toamna și părcălabul și starostele satului, de fapt conducătorul satului, era pedepsit atunci când oșteanul nu avea cal, când nu avea o suliță sau o sabie bună. Mai mult ca atât, armata nu doar a servit apărării țării, dar Ștefan, cu, pe intermediul armatei, a păzit drumurile comerciale drumuri comerciale care noi în această lucrare le arătăm de unde mergeau drumurile comerciale ale Moldovei. Și de ce Ștefan a acordat o atenție nemaipomenit de mare? Eu, eu vreau să repet asta pentru guvernanțe noștri de astăzi. Nemaipomenit de mare, deci acestor drumuri comerciale care treceau de la sud înspre nord, pentru că, în primul rând, ele trebuiau să fie păzite. Dar de ce erau păzite? Erau păzite din cauza că uh, drumurile puteau să fie hoți, deci să jefuieau comercianții. Și, pe urmă, cronicarii polonești, cei unguri, povestesc despre faptul că cele mai siguri drumuri și securizate erau în Moldova. Adică comercianții nu se temeau să treacă Erau pe în siguranță. Erau în siguranță. Ștefan, desigur, colecta de la dânșe deci taxele va male. Și de la Marea Neagră, de la Chilie și de la Cetatea Albă și mai departe, la ieșirea din țară, înspre Lvov, să colectau tarifele acestea. Atâta noi când ne întrebăm de unde Ștefan găsa bani pentru armament, pentru, deci, tunuri, tunuri, s-au cumpărat tunuri în perioada respectivă, prin anii 70-80, după aceea a primit cadouri de la unguri, tunurile, ungurii aveau interes văzând că Moldova rezistă în fața Imperiului Otoman ca să-și păzească ungurii granițele, ei i-au ajutat pe moldoveni. Mai mult atât, moldovenilor li s-au făcut ca două cetăți în Transilvania, de adică de citatea de, de Ciceilor și cetatea de la Balta, Ștefan le-a primit, aici sunt teritoriile noastre moldovenești, care după documente și astăzi sunt moldovenești. Adică, no. de fapt, nu există documente care le-au anulat. Și țara mare, așa cum noi o cunoaștem și cum am văzut-o. Ștefan ne-a lăsat, ne lăsat Moldova. O țară puternică și-a lăsat-o cu limba lui de domnitor, cu vocea lui că Moldova trebuie spăzită, trebuie apărată și niciodată să nu vă fi rușine. Să... Și el ne-a dus în Europa, într-adevăr, cronicarii străini cei francezi, cei de la Veneția, cei din Ungaria, din Polonia, rușii, deci o mulțime de, de călători care au trecut prin Moldova au vorbit cu mare respect față de domnitor. De domnitor vorbesc acele tratate internaționale. Vreau să vă spun că noi pentru prima dată într-adevăr le publicăm aici. Ele sunt 13 tratate, dar încă mai sunt 8 tratate care sunt pomenite care nu există textul Propus. Aproximativ 21 de tratate, 13-14, care sunt astăzi documentate, fixate, în cartea noastră o să le găseți. Da. Și asta vorbi este Domnitorul care a fost cel mai fructuos. Și observați că aceste tratate nu erau doar tratate în sens militar sau de dispunere, dar în primul rând au fost tratate economice tratate de relații economice internaționale. Ștefan a fost un strateg anume din punct de vedere că el a văzut rostul economiei, rostul relațiilor internaționale, mai ales deci, a relațiilor economice internaționale. În sensul acesta, multe fapte, dar majoritatea faptelor merită să fie astăzi, să servească ca model. Da. Doamna Buga, vreau să revin de fapt la evenimentul de la prejudenție, în care, până la urmă, au fost premiat cei mai activi participanți din, din diasporă. Pentru că, spuneați, acolo au fost organizate și comunicări în cadrul diferitor conferințe științifice, au fost tot felul de evenimente festive, teatralizate și așa mai departe. Haideți să deschidem parantezele. S-au prezentat un număr am văzut destul de impunător de, de oameni, pentru care iată, spre exemplu, președintele comunității moldovenești din regiunea Voronej, despre care spunea și da. dumneavoastră. Deci vreau să vă, spun, să vă explic de ce da. a fost premiată doamna, da? Vă rog. Deci, într-adevăr, doamna Vetrova, Carolina Vetrova, liderul, președintele asociației moldovenilor din regiunea Voronej a fost premiată cu o diplomă de onoare din partea președintelui. Ea este de fapt liderul unei comunități a moldovenilor. Vreau să spun că ea a fost acea forță motrică care a mobilizat oamenii pentru a organiza un șir de evenimente. Deci comunitatea Moldovenii din Voronezh au fost foarte activi. Au făcut mai multe evenimente pe tot parcursul anului, ceea ce mi s-a părut că persoana dată trebuie menționată și trebuie desemnată cu diplomă din partea președintelui, dacă este să numesc câteva activități pe care le-au organizat ei. S-a început totul de la o, o baladă, pe care au scris, a, a scris-o un domn de la, el, de, de la ei din comunitate, dacă nu greșesc, e profesor universitar. Uh, au scris o baladă și atunci au gândit, dar de ce de fapt să nu facem o piesă de teatru, să ne deghizăm în costumele populare, cum era pe atunci, și să creăm o piesă de teatru unde domnul dat o citește această baladă cu repartizare de roluri. Uh, ei. Au început așa și le-a plăcut așa de mult că au hotărât că vor, vor continua tot anul să promoveze uh, uh, imaginea, să promoveze cultura multinească, dar să vorbească și mai mult despre marile nostru domnitor. În, după aia a organizat o conferință științifică la Universitatea de Stat din Voroneș, uh, de altfel uh, o conferință științifică despre despre un stat străin într-un alt într-o țară tot timpul presupunea unele riscuri. da. Deci doamna mi-a spus că administrația locală la început își făcea un pic griji dacă erau rezervați erau un pic rezervați gândeau dar despre ce o să vorbească de fapt acești moldoveni nu o să promoveze ei într-un fel naționalismul nu o să fie. Avem imagini și de la evenimentul despre care spuneam un pic mai devreme. Da. Deci nu erau siguri despre uh, care va fi efectul acestui eveniment. Ei, de fapt, a ieșit așa de bine că uh, doamna după aia a avut și -a o promovare în funcție. Acum am înțeles că s-a ridicat pe o treaptă mai sus, reprezintă mai multe comunități în, în, în administrația locală. S-a apropiat și în istoric la sfârșitul evenimentului și, evenimentul și -a, spus, a strâns mâna și a spus doamna Vetrova, eu cunosc bine istoria, uh, regiunii dumneavoastră, dar ați prezentat așa de frumos uh, 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 istoria, viața, mare la vostru domnitor, că jos pălăria. Deci au organizat, am mai spus, au organizat o, o conferință științifică. Tot ei au fost aceia care au construit cu eforturile lor proprii. Deci asta e, e, e foarte important, fiindcă tot ce a făcut diaspora a făcut-o cu propriile lor eforturi. Da? timp, finanțe, tot au făcut, au organizat ei și dedicarea Și este maximale. mai interesant ce am observat eu, în calitate de jurnalist, mm. nu doar oamenii de creație au fost implicați. Exact. Pentru că am regăsit și în această listă a persoanelor care au fost menționați, spre exemplu, domnul Pușcaș din Belarus, care este medic chirurg. Exact, da. Domnul Pușcaș, am aflat, am văzut pe da? piesa pe care a scris-o, extraordinar de frumoasă. Când am luat legătură cu ambasada noastră din, din Minsk, doamna mi-a spus, că Cristina, să știi că domnul ăsta de cât timp locuiește aici, de, e o mare promotor a culturii noastre. Deci, oriunde, vorbește cu atâta mândrie despre țara din care, de, de, unde, de unde, vine, despre uh, cu, sportul uh, popular moldovenesc, despre cultura noastră. Deci dacă ați avea posibilitatea să-l uh, decernați cu o diplomă uh, domnul în vârstă, el nu a putut să vii la eveniment fiindcă uh, nici vârsta nu i permite și uh, am hotărât să nu pentru o perioadă așa scurtă pentru o zi două, să nu l obosim cu drumul, da. Dar uh, considerăm că în, uh, nu este doar diploma, nu este doar pentru poezie pentru care a scris, dar pentru nu toată activitatea. Da. Dar eu am o, o nu știu, o curiozitate, după ce o să întreb pe domnul Stepaniu că ce ține de acel eveniment organizat la președinție. Spuneți-mi, vă rog, acei cetățeni ai țărilor respective, unde sunt acum stabiliți cu traiul cu cetățenii noștri, cunosc despre marele domnitor, cum reacționează iată, la evenimentele pe care le organizează moldovenii de acolo? Știți, dacă să adaug la ce, da. ce a spus domnul Stepaniuc, toți, cu, toți îl cunosc pe Ștefan cel Mare. Este un simbol, este un pilon a identității noastre. Frumos. Deci, dar astfel de evenimente, astfel de acțiuni, permit de fapt oamenilor de rând, nouă, să aflăm mai multe despre marile nostru domnitor și să aflăm mai multe despre istoria noastră și rădăcinile noastre. Deci dacă e să răspund la întrebarea voastră, sigur, nu toți îl cunoaștem pe Ștefan cel Mare. Cunoaștem unele... Uh, 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 chestii simple, cum ar fi monumentul, anii când a domnit princi, dar astfel de evenimente au permis, de fapt, publicului, cetățenilor noștri să afle mai multe despre trecutul lor și despre rătăcinile lor. Domnule Stepaniu, că vreau să revenim la cele imagini care au fost puse în emisie de către colegii noștri. O să rog regia ca să le mai facă publice. Iată a fost un, un eveniment plin de însemnătate. S-au regăsit oameni din diferite domenii și aș îndrăzni să remarc și cu diferite viziuni politice. Ștefania a unit. E posibil? Da. E foarte posibil. Vreau să spun că în acele activități care -au, au fost preconizate, majoritatea absolută s-au împlinit, mai mult ca atât. Ele au fost realizate și altele care nu au fost prevăzute în program. Dar eu și Consiliul Societății Civile, o bună parte din comisie, am participat activ la aceste activități și conferințe științifice și lucrarea respectivă și am fost responsabil și de organizarea festivalului. Ștefan Ștefan Domn cel Mare, festivalul Cânticului Patriotic. Și vreau să vă spun că au participat la acest festival 43 de colective, 24 de raioane. Într-un termen destul de restrâns, e vorba de două luni de zile, pe parcursul sfârșitului august, septembrie și octombrie, și noi am putut să mobilizăm, adică nu e vorba de noi, dar e vorba de faptul că, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, artiștii amatori și artiștii în general astăzi au diferite viziuni politice, da? dar atunci când a fost adoptat programul festivalului, când s-a văzut acest, acest festival, în principiu ei au mai pus de sigur unele întrebări, dar nu cumva festivalul este politizat, dar nu cumva dumneavoastră o să ne dictați repertoriu. Până la urmă, repertoriu a fost Diber. să cânte despre Moldova, să cânte despre Playa Natal, despre Ștefan cel Mare, despre moldoveni, despre Moldova și vreau să vă spun că până la urmă majoritatea artiștilor amatori care au participat noi astăzi putem să evidențiem în primul rând organizațiile culturale sau formațiile artistice din raioanele Dubăsari. Anenii noi, mai ales anienii noi, da? Răionul Rășcani, deci municipiul Bălți, Basa Rabeasca, raioanele din jurul Chișinăului, avem de aici și Strășenii și uh, Călărașei, uh, raionul Orhei, raionul Hâncești, Deci, raioanele respective, Ocnița, Edinețu, au participat foarte și foarte activ. Vreau să vă spun că nu este vorba numai de cântile care noi le cunoaștem despre Moldova, dar aici, într-adevăr, s-au manifestat și artiști amatori care au venit cu noi piesă. Cu noi piese deci, care au cantat cânticele, se poate spune așa, în prima, în prima audiție. Eu mi am închipui că unii special au, au participat folchiștii, pentru prima dată folchiștii, care au interpretat cântice la chitară și au luat deci, locuri de frunte. Dar pentru mine a fost un fenomen, vreau să vă spun că doamna Felicia Bojei, de la Borosenii Noi din Raionul Rășcani, care a cântat niște cânt și niște balade vechi. ne mai întâlnit până astăzi. Noi am întrebat-o de unde a luat și i-a spus că din popor le-a cules din pe Rășcanilor. Și ar fi minunat ca noi, măcar secvențe din acel concert, să vedeți cum cântă doamna respectivă. Din păcate n-a venit la această festivitate, fiindcă dumneavoastră este, este bolnavă, au avut niște probleme de sănătate, eu sper că eu sunt sănătoșească, dar ea și-a meritat diploma președintelui. Cei care au fost pomeniți și au, fost, da. și au primit diploma, este vorba de Sergiu Țurcan, un tânăr compozitor care la fel are creația lui proprie și a cântat un cântec despre Moldova, la fel în prima audiție, el merită să fie probabil că a ascultat mai departe. Și un loc de frunte a luat corul Arizo, mă scuzați, el se numește Ariozo, da? da? De la Colegiul de Artă de la Soroca, desigur ei sunt profesioniști, dar pe de altă parte trebuie să spunem că ei sunt laureați a foarte multor concursuri naționale și internaționale. Și eu m-am bucurat foarte mult că un asemenea colectiv practic profesionist a dorit să participe, a venit doamna Uh, uh, am uitat cum îi spune Dumnezeu, conductorul mi-a scăpat aici. Da. Ea, a venit uh, și a participat la toate etapele festivalului și are, a demonstrat uh, deci model nemaipomenit de un cor contemporan. Desigur, noi ne-am măhnit, vreau să vă spun că juriul ne am măhnit, mai ales Constantin Rusnac spunea că zice în perioada 25 de ani în urmă noi am avut în practică în fiecare localitate cor foarte bun. Acum corurile sunt mai puține. Și de atâta eu spuneam și președintelui că artiștii amatori doresc ca festivalul cânticului patriotic să fie unul tradițional. Fiindcă el mobilizează. S-au dat niște premii foarte bine și noi mulțumim președintelui că el a venit cu niște premii bune. Și asta i-am mobilizat dar și tematica. Tematica este foarte... Practic se dorește ca festivalul acesta să fie ori anual, ori măcar o dată la 2 ani de zile, fiindcă ei arătau cu degetul ce fac ucraineni și ce fac români. Românii fac festivaluri a Cânticului Patriotic practic anual. Deci ei fac, au asemenea festivaluri pe județe, au la nivel de stat. Același lucru se întâmplă în Ucraina. Noi avem necesitate ca aceste festivaluri să fie. Și eu aș vrea, de acum având în vedere că sunt la dumneavoastră, la emisiunea dumneavoastră, să mulțumesc în deosebi și juriului. Am avut un juriu deosebit Domnul Constantin Rusna, care este un compozitor de cea mai înaltă calitate în Republica Moldova. Domnul Sergiu Ciuhri, deci dumneavoastră este Cavalerea Ordinului Republicii. Doamna Iustina Scarlat, toată lumea știe că ei e în ultimii 25 de ani și muzica clasă și muzica corală a răspuns despre acea, de, de acest domeniu. Domnul Nicolae Paleț, care este un artist renumit de muzică populară. Domnul Vasile Moroșanu, care este șeful direcției de cultură, de la anii noi. O personalitate nemaipomenit de interesantă, care are o autoritate mare și în țară și peste Și la fel, discipolii lui au participat la numeroase concursuri naționale. Și vă spun, de fapt, raionul Aneni noi se remarcă prin aceea că în condițiile noastre complicate de astăzi, la Casa de Cultură Raionale sunt șapte colectivi model. Frumos. În unele raioane nu e nici unul. Da. Înțelegeți cum? Și asta e dramă pentru cultura din Republica Moldova. Și vă spun suplimentar. Oamenilor din cultură trebuie să le majorăm salariile, fiindcă se lucrează specialistul principal la direcția de, de cultură primește 1850 de lei. Cum, în condițiile acestea, noi vorbim despre dezvoltarea culturii sate, în localitățile noastre, în raioanele noastre, dacă oamenii sunt foarte rău plătiți. Și de atâta o doleanță, de fapt, acestor oameni de cultură, că dacă nu o face guvernul, să, cu insistență să o facă președintele, oamenii așteaptă schimbări, pentru altele, după următoarea campanie electorală, fiindcă ei recunosc că nu are nimeni grijă de cultură. De fapt, festivalurile de astea mărunte se organizează la nivelul unor raioane, la nivelul ministerului, dar esența lipsește. Fie că când noi vorbim despre festivalul Cânticului Patriotic, noi vorbim de fapt despre Moldova. Educație patriotică care noi trebuie să o facem la toate etapele. Și acasă în familie, și la școală, și societatea. Guvernanța trebuie să fie model. Ei trebuie să fie buni patrioți, ei trebuie să muncească pentru țară, ei trebuie să capte rezultate pentru țară. Și să avem posibilitate să cântăm. Cum Dumnezeu. cântăm? Al cântăm pe Ștefan de atât el a meritat. De ce sunt puțini cântece despre Moldova în ultimii ani? Din cauza că noi nu avem de multe ori tematică. Noi cântăm despre Ștefan, dar e foarte greu de găsit cântece despre Moldova. Frații noștri români, ucrainienii, au de 50 de ori mai multe cântece despre țara lor. În sensul acesta, noi suntem, promovăm totuși patriotismul, da. educația patriotică, puțin. Iată, doamna Bunga, cuvântul cheie din discursul domnului Stepaniu că ar fi educația patriotică. Bănuiesc că unul din obiectivele despre care pomeneam la începutul acestei emisiuni este tocmai acesta, educarea patriotică, în special a tinerii generații. Vreau să ne vorbiți la capitolul implicare. Ați atestat același activism și din partea tinerilor, dar și din partea persoanelor în etate? Nu s-a făcut o, nu știu, o, deci eu voi fi de acord la acest capitol. Nu, nu ne lipsește o educare patriotică. am fost și eu foarte mult în psihotare și o simțeam acea educare patriotică, deschizi televizorul, pornește radio a, alte culturi, alte țări să mândresc cu, își cunosc oamenilor a, de vază din trecut, din prezent. Ei cunosc cu ce au contribuit ei la dezvoltarea umanității. Noi avem așa de mulți oameni celebri în Republica Moldova, care au contribuit prin descoperirile lor, prin invențiile da. lor la dezvoltarea umanității, nu doar Republicii Moldova, dar și la dezvoltarea umanității. Doar că, din păcate, noi nu-i cunoaștem. Noi nu cunoaștem. Îmi pare bine, începem. A fost așa o acțiune frumoasă anul Ștefan cel Mare. Am de la un simbol așa frumos. Începem. Eu cred că ar trebui să continuăm uh, discursul, ar, ar trebui să avem uh, uh, să avem a, a, acele, de emisiuni e, la radio, la televizor, uh, tine, pu, publicul, la școli, unde să vorbim mai mult despre cu ce ar trebui noi să ne mândrim. Fiindcă avem foarte multe cu ce putem să ne mândrim, dar din păcate nu le cunoaștem. Deci atât oameni cât și elemente din cultura noastră, din tradiția noastră. Deci trebuie mai mult mediatizate și trebuie trebuie să le învățăm, să le transmitem publicului. Instituția prezidențială în 2019 continuă aceeași traiectorie? Mă refer la educația patriotică, la manifestări care, unii ar zice, deja nu se mai încadrează în acest specific anului Ștefan cel Mare sau acțiuni similare. Deci, domnul președinte a declarat că anul viitor vom e 660 de ani de la țară. A statului da. moldovinesc. Da. moldovinesc. Marei Moldovii. Da. Deci, în anul ăla vom vorbi despre Ștefan, despre Moldova, dar eu aș vrea, cer da. scuze că vă pot. vă întrerup, dar nu vă întrerup, dar vreau să spun în, în, în completare că, desigur, mândria. Dar aici este vorba despre model. Pentru că francezii, ei, desigur, se mândresc cu țara lor, dar ei arată că model. Iată, Revoluția de la 1789, o scindat Franța în jumătate. Dar noi, francezii, am știut la următoarea etapă, ziua respectivă. Să o facem sărbătoarea națională și să o facem zi din păcare. E ziua Republicii, 14 iulie, dar de fapt a fost o zi săngeroasă atunci la 1789. Noi asemenea modele în istoria noastră avem foarte multe. Deci nu este vorba numai să ne mândrim cu anumite etape, au fost și perioade destul de dramatice. Dar hai să încercăm să vedem modelul. Modelele cele bune care au existat, modelele bune care ne le prezintă alte state. Repet, încă o dată, de ce Ștefan a semnat cu toți vecinii tratate? Un, foarte multe tratate. de circa 20-21. De atât dacă el vroia să vadă deci, ziua de mâine a acestei țări, a noastră, ca Moldova să fie garantată și din punct de vedere militar, și din punct de vedere strategic, și din punct de vedere economic. Da. Și el a arătat un model bun, adică modelul preluață. Dar desigur aveți perfectă dreptate că modelul respectiv trebuie să vină în primul rând la elev la școală, să-l știe profesorul și să-l să știe guvernanței. Fiindcă dacă guvernanții nu au grijă de țară, de tânără generație, de profesor, de, de familie, nu au grijă de gasterbaterii care sunt înseamnă că de fapt ei nu pot fi numiți patrioți de fapt ei straniu cum stau la guvernare. Președintele Dodon, mie mi se pare, eu vă spun ca profesor, ca pedagog, el înțelege foarte bine eh, importanța de fapt a acestei educații. Nu este vorba că noi se cu frază fără conținut, dar este vorba că pas cu pas, fiecare la locul lui, să ne facem bine datoria, calitativ. Și în sensul acesta, istoria noastră veche ne arată modele bune, mai mult ca atât, observați că sărbătoarea s-a făcut la altă dată interesantă, la 2 decembrie. Dar la 2 decembrie noi am plinit 101 ani de la formarea Republicii Democratice Moldovenești. De fapt, revoluționarii de la, de la 1917 au avut ideea statalității să formeze un stat modern, ei nu au mai vrut să trăiască în monarhie dar au creat o republică, de fapt da. un stat democratic, au, pregăti, au început pregătirea Constituției și au vrut ca statul acesta să se dezvolte liber, cu relații bune, cu vecinii și să-l vadă modern și eu vreau să vă spun că ei s-au condus tot de simbolurile vechii Moldovei, pentru dânș Ștefan cel Mare, Moldova simbolul capului de bur în stema noastră da? însăși denumirea Republica Moldova Republica Moldovenească Republica Moldova apare la 1917 pe ștampila Ministerului Justiției a Republicii Democratice Moldovenești era scus nu denumirea lungă Republica Democratică Moldovenească, scris Republica Moldova, fiindcă ea era mai scurtă și era mai citibilă. Și după asta și în sfatul țării s-a discutat că denumirea oficială rămâne Republica Democratică Moldovenească, dar e renumirea scurtă e Republica Moldova. Uitați-vă că noi azi avem Republica Moldova. De fapt, continuitatea istorică cu anul 1917 este. Și mă bucur mult că președintele Dodon a observat acest lucru, a acceptat legătura statului nostru din cele mai vechi timpuri cu statalitatea contemporană. Noi trebuie să o aducem astăzi la cunoștință și la conștientizarea și societății, intelectualilor și, desigur, trebuie să spunem de guvernanță, fiindcă, până la urmă, noi depindem de guvernanță, de felul da. cum îi alegem, de calitatea acestei guvernări. De fapt, guvernanță sunt un produs al nostru, a societății și trebuie să medităm foarte bine care sunt simbolurile și, de fapt, ce vrem noi. Noi vrem să trăim bine, cum spunea cândva în Antichitatea Aristotel, care este scopul omenirii. De fapt, este fericirea, da? Scopul unui guvernări, unui stat, este de a face pe oameni fericiți. În sensul acesta, și educația patriotică, și studierea istoriei, da? Și, în general, perfectarea aceasta a guvernării trebuie să aibă ca scop bunăstarea, prosperarea acestei națiuni da. în viitor. Pentru asta trebuie de muncit. Și trebuie de muncit la toate etapele. La anul viitor, pe parcursul anului, vor fi mai multe acțiuni în încheinate anului 660 de ani și multe activități care s-au pornit bine anul acesta vor avea posibilitate continuitate în, continuitate în anul Continuitate. Mai mult ca atât. Eu sunt absolut convins că o să se implice la toate nivelurile. Eu am observat chestiunea asta că unii după ce s-a terminat festivalul spune da, dar noi, da, noi de ce n-am auzit? Dar eu zic, da, și dumneavoastră n-ați auzit dacă a fost publicat. Dar noi tot am vrut să participăm. Eu zic, foarte bine ați participat -a la anul La anul viitor, mai aveți o șansă, Mai da. mult ca atât. Când s-a a apărut chestiunea concursului asupra lucrărilor respective am înțeles că pe parcurs unii pur și simplu n-au dovedit să, să, să pregătească lucrările până la sfârșitul lunii octombrie dar la anul viitor se vede că o să avem lucrări multe de publicat și asta nu este rău, fiindcă să duc lucrările respective în mass media, să duc lucrările respective la bibliotecile publice este doleanță ca lucrarea să fie tradusă în limba rusă în primul rând, dar și în limba engleză, de acum eu am adresat la un ambasador care îmi spune că făceți câteva, da. 500 de exemplare în limba engleză, că noi cu mare plăcere o să citim despre domnitorul vostru, despre domnitorul Moldovei. Da. Doamna Bugam, iată domnul Stepaniuc tocmai aducea mingea la, la piciorul meu, vroiam să discutăm despre reticența unora raportat la acest decret a președintelui Dodon și la capitolul implicare. Când zic lucrul ăsta mă refer chiar la instituțiile statului și la puteri nemijlocit. Pentru că cei mai mulți dintre telespectatorii noștri ar zice că au sesizat o anumită reticență din partea Guvernului și a Parlamentului. E așa sau nu? Ați avut o colaborare cu aceste puteri? La capitolul de aspru, sincer, nu am avut colaborare. Da? Uh, mie mi se pare reticența asta nu este tot timpul bazată pe un pe chestii reale. Este doar o nedorință. Din ce cauză când între persoana se explice, ți explice, îți explică cauze, nu ține de simbolul lui Ștefan cel Mare. Nedorință de a cum lucra. De deci ce aici apar alte, alte, uh, alte, explicații sau pur și simplu ne, suntem prea suntem preocupați, avem cu altceva cu ce să ne ocupăm. Mi se pare foarte trist de ce că Ștefan cel Mare este de fapt a, acel simbol care ne unește. Da. Și ar trebui, ar, ar fi trebuit o implicare la toate nivelele, fiindcă, cum am mai spus, este pilonul identității noastre și este un simbol foarte frumos a, a țării noastre. Deci putem consolida națiunea în împrejurul a, a acestui simbol și putem putem face lucruri frumoase pe bază, pe, această, pe acest fundament A puternic. fost implicat și mediul academic din diaspora? Pentru că iată găsim aici realizarea, spre exemplu, a unei machete a cetății Soroca și punerea în viața social-politică a diferitor cercetări. Deci diaspora este, diaspora, cuvântul diaspora, îl da. folosim des, dar să nu uităm că sunt, de fapt, cetățenii moldoveni care sunt plecați peste hotare. Și sunt foarte diversi. Că careva a plecat la studii, careva e acolo, e medic și lucrează de mult timp, cineva e din domeniul academic și predă. Deci, este acea, ei se completează între ei. Cineva îi ghidează, cineva e bun, miște, miște, poate construi cu mânuțele, da, faci ceva. Deci, au fost, au fost implicați și în mediul academic, au participat la, la, scrierea poeziei, deci domnul ăsta care a scris balada este, cum da. v-am spus, de fapt, este da. profesor universitar. Deci, sunt la curent că S-au implicat și la, la acest nivel. S-au completat, au făcut toți câte ceva. Pe final de emisiune, eu vreau să vă întreb: anul 2019 este anul familiei. Urmează să desfășurați aceeași activitate prodigioasă în, în continuare? Sigur. Deci, e, sigur că ne dorim anul viitor să fie o mobilizare și mai importantă decât anul ăsta. Suntem conștienți de faptul că anul viitor va fi unul complicat în perioada electorală. Deci în pofida la toate, așa cum am făcut-o și până acum, noi mergem înainte și când este o acțiune frumoasă, noi vom continua să, să mobilizăm lumea, să explicăm și să îi implementăm acțiuni concrete și frumoase. Vreau pofida să vă la mai la întreb aici. Iată, atunci când vorbim despre diaspora moldovenilor în, în diferite state, ea se identifică Clar sau merg uneori în unison cu nu știu, cu cea românilor, cu cea ucraineinilor, nu știu. Există posibilități reale de distingere. Deci, haideți să reșim din asta că diaspora moldovenească este mai mică decât diaspora de românească. Da. Sunt, România este o țară care suferă foarte mult din Europa de pe urma emigrării. Deci un, un număr, nu nu vă pot spune cifra exactă, dar un număr extrem de important de români au plecat peste hotare. Și sigur că comunitățile este se regăsesc acolo se regăsesc la biserică, se regăsesc la în centre culturale, însă când pui întrebarea unui moldovean, dar tu de unde ești? El spune Moldova și din Moldova, din Iași, eu spune nu, 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 din Republica Moldova. Deci există uh, acea uh, mândrie, există acea identitate că noi suntem de fapt din Republica Moldova și ne-am creat ca stat așa, am fost parte a Uniunii Sovietice, vorbim limba rusă, uh, avem, uh, uh, ne mândrim cu trecutul, ne mândrim cu toate fazele istoriei noastre, știm, sunt, suntem conștienți de toate fazele istoriei noastre. Deci, dacă fac acțiuni împreună, sigur, se regăsesc la Paște împreună românii cu moldovenii la biserică și eu cred că e foarte frumoasă. Dar ei se identifică ca fiind din Republica Moldova și îmi pare foarte bine. Domnule Stepaniu Cregea, ne zice că avem un minut la dispoziție, practic, în cadrul acestei emisiuni. Eu țin să vă întreb, iată dumneavoastră în calitate de cercetător, de istoric, ați găsit numele lui Ștefan cel Mare pomenit în diferite cronice ale vremei, ce aparțin diferitor state, unde este mai prezent Ștefan cel Mare și care sunt, de fapt, evenimentele ce îl încadrează până la urmă acolo? Pentru că ați făcut referire și în această cercetare pe care ne-o propuneți. Chiar acum vă răspund la întrebarea da? respectivă, dar vreau să amintesc că, de da? fapt... Doamna Raisa Berbeci, care conduce corul de la Soroca, care eu uitat să da. mă o pomenesc când a adunat corul cel mare la sfârșitul festivalului și l-a dirijat pe scenă, în sală curgeau lacrimile oamenilor. Sunt cadrele respective, eu dacă ar fi bine să, să într-o zi să arătați pur și simplu o parte de la acel da. festival. Dacă a răspuns la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun despre Ștefan, scriu foarte frumos cu unguri. Pe Ștefan, prima dată, Ștefan cel Mare l-a numit regele Poloniei după moartea lui la 1530, adică cronicarii polonești. Despre Ștefan scriu frumos cronicarii turci. Cronicarul turc Efendi așa și scria, este unicul care ne-a făcut pe noi de rușine. Asta se vorbește despre lupta de la 1475 de la Vaslui, când turcii cu armată foarte mare au suferit înfrângere. Despre dâns foarte frumos să, vorbesc, se vorbește asta în Rusia, în Turcia, în Franța, la greci, grecii. Adică noi avem aici șapte, opt popoare care foarte frumos vorbesc despre cronicarul nostru cu toată demnitate. Alții eu nu l pominesc Dar între aceste 14 sau 21 de state despre care noi vorbim despre tratate, indiscutabil că ei respectau țara lui Ștefan cel Mare. Altfel nu semnau tratate. Ștefan a transformat Moldova într-o țară săracă, într-o țară cu putere, ca putere regională. Așa o putere regională era doar Polonia și Ungaria în zona noastră. Da? Și în sensul acesta, Ștefan nu întâmplător a fost numit apărătorul creștinătății, însă și papa de la Roma a recunoscut Put că în această zonă nici Ungaria, nici Polonia, nici țara românească și nici alte țări, Rusia mică și chiar și Rusia mare moscovită, nu avea un așa atlet a creștinătății cum era Ștefan cel Mare cu Moldova lui, cu Moldova sa. Doamna Buga, domn Stepanic, eu vă mulțumesc pentru prezența în această seară la emisiunea Reflector Analitic, dar în același timp vreau să obțin promisiunea că veți mai da curs invitației noastre pentru a continua mai multe aspecte care au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, eu în numele întregii echipe vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV.